Fastingul nu stimulează mai mult autofagia, nu te slăbește mai tare și nu are mai multe beneficii pentru sănătatea ta decât deficitul caloric zilnic. Cel puțin asta ne spune un studiu recent. Eu sunt Crișan Tudor, antrenor personal de peste 6 ani în industria fitness-ului, ajut oameni să slăbească și să-și transforme corpul și astăzi o să discutăm despre acest studiu, o să vă zic părerea mea despre fasting, despre deficitul caloric. Înainte să începem, trebuie să definim puțin acești termeni. Autofagia este procesul de reciclare și de curățare a celulelor tale. Fără autofagie, celulele ar deveni ca un browser cu 100 de taburi deschise, dintre care doar 5 sunt folosite. Deficitul caloric este atunci când mănânci mai puține calorii decât necesarul zilnic al organismului. Acesta va începe să folosească depozitele de energie din grăsime pentru a compensa ceea ce duce la scăderea în greutate. Deficitul caloric este esențial în orice program de slăbire, iar fastingul sau postul intermitent este o practică alimentară care implică alternarea perioadelor de alimentație cu perioadă de abstinență de la mâncare. Există mai multe tipuri de fasting, în care mănânci o zi mănânci, una nu, sau în care alternezi în timpul zilei 16 ore mănânci, 16 ore nu mănânci, 8 ore mănânci, sau cea în care alternezi pe zile, ca de luni până vineri mănânci și sâmbătă, duminică nu mănânci deloc. Se spune că dacă postezi, stimulezi acest proces esențial pentru sănătatea corpului. Dar postul nu este singura cale prin care autofagia are loc, deoarece și dacă implementezi un deficit caloric printr-o dietă normală, deficit care să vină zi de zi și care să slăbească, acest proces de autofagie avea loc. Recent, un studiu a investigat dacă postul complet în care bei doar lichide fără calorii stimulează mai mult autofagia, pierderea de grăsime sau alte beneficii pentru sănătate, comparativ cu o dietă normală, dar cu un deficit de 25%. Rezultatul nu. Postul intermitent nu are efecte mai mari decât o restricție calorică continuă pe termen lung. Studiul a arătat că ambele metode au avut rezultate similare în ceea ce privește greutatea, metabolismul și chiar expresia genelor legate de autofagie și inflamație. Deci, postul intermitent este o metodă foarte eficientă atunci când vrei să încerci să-ți faci un deficit caloric, dar nu este singura metodă. Alege metoda care se potrivește mai bine cu stilul tău de viață. Acum, din proprie experiență, din ce am văzut pe mine, pe clienții mei, pe prieteni, pe cunoștințe, da, oamenii slăbesc când includ fastingul în viața lor și el chiar funcționează. Și se simt mai bine și au multe beneficii. Dar de ce fastingul funcționează? Pentru că multe persoane ajung din a consuma calorii toată ziua, din a snecui, din a mânca mâncări super ultra procesate, ajung să-și permită doar 4-6 ore să mănânce pe zi și dacă tot la dieta asta și tot țin fasting, ajung să mănânce alimente pe care le-ai considera mult mai sănătoase decât mâncărurile ultra procesate. Și atunci mănâncă și mai nutritiv, mănâncă și mai puțin, automat că o să slăbească și slăbind ei o să arate mai bine, o să doarmă mai bine, o să aibă mai multă energie și multe alte beneficii. Și ei se gândesc că toate aceste beneficii vin de la fasting, dar de fapt beneficiile vin de la procesul de slăbire, de la că au pierdut niște kilograme de grăsime. Aceste kilograme de grăsime puteau să fie pierdute și dacă implementau un deficit caloric. Asta nu înseamnă că fastingul trebuie ținut doar pentru slăbire, pentru că la fel știu oameni care îl folosesc pentru a nu se simți atât de letargici dimineața și zic ei că îi țin mult mai sharp, mult mai concentrați pe taskurile cognitive pe care le-au de făcut. Nu știu cum reușesc asta ei, pentru că eu dacă nu mănânc până la vreo 9-10, după, dacă mă pun să fac treburi cognitive, să filmez și multe altele, mă gândesc doar la mâncare. Dar ca sfat ce ți-l dau eu, încearcă să ai cel puțin o masă în zi până la 9-10, deoarece oamenii care sar peste micul dejun, asta nu înseamnă că trebuie să mănânci la 5-6-7 dimineața cum te trezești, pentru că și eu mă trezesc la 5 dimineața, dar am prima masă la 8-9 dimineața. Dar oamenii care sar peste prima masă a zilei ajung să consume mult mai multe calorii în timpul zilei, ajung să mănânce mult mai multe calorii seara pentru că au impresia că au mâncat super puțin în timpul zilei, ajung să znecuiască mai mult în timpul zilei
Și o chestie logică, tu când ești acasă dimineața, poți să controlezi mult mai mult ceea ce o să o mănânci, cât de nutritiv o să fie masa, cât de prăjită sau nu o să fie în ulei, decât dacă pleci de acasă, ajungi la lucru, nu-ți pui nimica cu tine de mâncare și te lovește o foame și lângă tine ai o pizzerie sau un fast food sau tot felul de restaurant. Clar că rup de foame, o să mergi acolo și o să vrei să mănânci, nu o să te mai gândești atât de mult la aspectele nutritive. Și dacă ai mâncat de dimineața, ai putea să-ți controlezi mult mai mult aceste pofte și poate chiar să reziști să nu mănânci acolo, să aștepți să mănânci până ajungi acasă. Dacă ți este frică că o să te simți super letargic după un mic dejun, ce îți recomand eu să mănânci la micul dejun? Sunt multe proteine, ouă sau cottage cheese, după care să ai legume, deoarece ele conțin fibre și o să-ți ofere sațietate și au și mulți alți nutrienți. Aici mie îmi place să mănânc fasole roșie, roșii șerii sau ardei. Să consumi și poți să consumi și niște carbohidrați, nu mulți, dar carbohidrații pe care îi consum să fie cu digestie lentă, aici poți să ai fulgi de ovăz, poți să ai pâine din secară, singurul lucru, evită carbohidrații care se digeră super rapid, ca zahărul. Pe lângă toate astea mai poți adaug și niște grăsimi sănătoase pentru extra sațietate, mie îmi place aici să mănânc jumate de avocado. Acum, dacă alegi să nu mănânci dimineața și ții fasting și reușești de o perioadă cu fastingul să-ți menții o greutate sănătoasă, vreau să zic că te felicit și să-l ții în continuare, pentru că cea mai bună dietă și cel mai bun program de antrenament sunt acelea care ți se potrivesc ție, care îți plac și de care te poți ține. Pe viitor vreau doar să știi că, virgulă, cu fastingul, dacă o să vrei să pui niște kilograme pe tine de masă musculară, o să-ți fie un pic mai greu, pentru că, asta am observat din proprie experiență, e destul de greu în 6-8 ore, dacă ai de mâncat peste 2600-2700 de calorii, unul să le mănânci și doi, dacă le mănânci, să nu te simți așa super plin toată ziua. Deci atunci te ajută mai ales să-ți începi mâncatul de dimineață. Acum, abordarea mea pentru slăbit și nu numai, pentru un stil de viață echilibrat, este să ai 3-4 mese în momente cheie ale zilei. Adică dimineața, nu neapărat când te trezești, poate să fie și o oră, două după trezire, după care să ai la amiază o masă sau după lucru și să ai cina înainte cu 2-3 ore de somn. Aceste 3-4 mese să ai aproximativ un număr egal de proteine cu care să te ajute să-ți atingi necesarul zilnic de proteină, mai ales dacă mergi la sală și vrei să-ți recuperezi, să-ți crești mus, și cu carbohidrații și grăsimile te poți juca cum vrei. Așa consider că o să-ți menții nivelul de energie constant și o să-ți hrănești constant mușchii, dacă te interesează foarte mult partea asta de masă musculară, și mă gândesc că dacă mergi la sală te interesează. Dacă vrei să vezi o reacție la cea mai extremă dietă de slăbire de pe internet, dă click pe acest videoclip.